I se spune boala X și ar fi de 20 de ori mai mortal decât COVID-19, spun specialiștii care trag semnalele de alarmă, iar tema a fost discutată inclusiv la Davos în prezența liderilor lumii. Organizația Mondială a Sănătății avertizează că o viitoare pandemie este doar o chestiune de timp. Pentru acesta nu există un vaccin. Cu o rată de mortalitate de 20 de ori mai mare decât cea a COVID-19 și fără un vaccin, boala X ar putea îngenunchea rapid domenirea. Puține ar rămâne neatici de agentul patogen, acesta provocând prăpușirea sistemelor de sănătate și colapsul economiilor, în timp ce lumea ar încerca din nou să stăpânească o forță a naturii. În acest scenariu, experții în domeniul sănătății la nivel mondial au luat cuvântul săptămâna aceasta în cadrul unui panel al Forumului Economic Mondial, desfășurat sub tema Pregătirea pentru boala X. Pe scurt Boala X este un agent patogen teoretic, un virus ipotetic. Acesta poate fi necunoscut sau o particulă infecțioasă de mult uitată. Organizația Mondială a Sănătății a profitat de această ocazie oferită de recenta reuniune anuală a Forumului Economic Mondial de la Davos din Elveția pentru a cere liderilor lumii să ia în considerare posibilitatea unui astfel de scenariu. Într-un interviu recent, oficialii au descris boala X ca fiind un agent patogen de 20 de ori mai mortal decât COVID-19, care a ucis aproape 7 milioane de oameni. Doctorul Ameș Adalja, medic și cercetător senior la Centrul pentru Securitate Sanitară la John Hopkins, spune că o astfel de boală este o posibilitate. Medicul american speculează că agentul patogen ipotetic ar putea fi în cele din urmă un virus respirator, care ar putea deveni foarte transmisibil de la om la om. Medicul spune că un astfel de microorganism ar putea să circule deja la speciile animale, la fel ca gripa aviară sau gripa porcină. Interacțiunile oamenilor cu aceste animale ar putea fi locul în care bolile își fac apariția. Boala X reprezintă un agent patogen ipotetic care ar putea provoca într-o zi o epidemie sau o pandemie. Potrivit unui anunț din 2022 privind intenția Organizației Mondiale a Sănătății de a-și actualiza lista, o versiune inițială a listei care nu includea boala X a fost publicată în 2017, iar o altă actualizare este planificată pentru prima jumătate a anului 2024. Lista include, printre altele, COVID-19, Zika, Ebola și SARS, relatează click.ro.